Primăria și Consiliul Local Libling organizează ruga comunei în zilele de 23 și 24 iunie. În cele două zile de sărbătoare, la ruga de la Libling sunt așteptați artiști îndrăgiți de folclor, însă administrația locală a pregătit mai multe surprize. În sărbătoarea comunei, ruga, cum se spune la Bănățeni, am un contract încheiat cu domnul Miu Septi, că așa e Septi Marișca, adică soțul lui Lena Miclăuș, vine, cântă Lena Miclăuș, Ionica Deleanu a venit din America și alții, vreo 6 sau 7. Deci ne organizăm acum, am o grămadă de cereri de diverse localități, diverse firme care le-am aprobat, pentru că vin cu tot felul de lucruri. Cremuș, cârnați, gogoș, par de distracție, jucării, tot felul. Na, sărbătoarea comunei ține în două zile, 23 și 24, adică duminică de Rusale și a doua zi. Și să simtă și localnicii că, într-adevăr, e sărbătoarea Rusalilor. Cei prezenți la eveniment îi vor putea asculta pe Simona Nicolae, Elena Miclăuș, Ionica Ardeleanu, Miruna Lazia, Paula Pașca, Ionuț Guver și Daniela Marin, acompaniați de formația Frații Marișca. Primăria și Consiliul Local Libling vă invită la sărbătoarea comunei, unde vă așteaptă în număr cât mai mare. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consiliului Județean Timiș.